Pe primul loc se situează știrea experiență unică pentru elevii cu dizabilități, unde 25 de elevi de la Liceul Tehnologic Special Beethoven din Craiova, plecați în Cipru în cadrul unui proiect Erasmus, au învățat lucruri noi. O parte a lucrat într-un centru de testare rapidă pentru COVID, alții au făcut practică la hotelul în care au fost cazați. Pe locul 2, în topul preferințelor dumneavoastră, este interviul zilei cu preotul Mihnea Bălteanu, care a vorbit despre sărbătoarea rusaliilor, Importante importanța acestei zile și semnificația ei creștinească. Locul 3 este ocupat de știrea Târg de Cercetare și Inovație, despre cum elevii craioveni sunt îndrumați și stimulați să facă performanță, iar școlile identifică elevi interesați de cercetare și inventică. Acest top arată cele mai vizionate clipuri, iar clasamentul a fost realizat pe baza numărului de vizionări înregistrate.